cu o mare putere intervine în scandalul momentului, decizie dură împotriva Rusiei, încă doi diplomați, expulzați. Ministerul spaniol de externe a anuncat luni ce expulzează doi diplomați de la ambasada Rusiei din Madrid. Sublinierea i-a subliniat ce autoritățile spaniole consideră atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost spion rus, în Anglia, un incident de o extrem gravitate, scrie The Associated Press. Otrăvirea lui Sergei Skripal, sublinierei fiicei sale Iulie, pe 4 martie, reprezintă o amenincare grav la adresa siguranței noastre colective, sublinierei dreptului internațional, a denuncat, într-un comunicat, diplomația spaniol. Madridul nu i-a identificat pe cei doi diplomați, sublinierei în acest comunicat trimis pe e-mail. Însă cei doi au fost invitați să părăsească teritoriul spaniol, precizează ministerul. Statele Unite, sublinierei numeroase state europene au anuncat luni, în mod coordonat, expulzarea unor diplomați ruși, sublinierei, în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care acuză Rusia ce este vinovat de atac. Moscova respinge acuzațiile, conform newsro.ro.